E un institut în Franța, la Montpellier, unde sunt ținuți martori plante, viță de vie din întreaga lume, inclusiv din România. Și pot fi replantate? Da, sigur. Oferă material genetic, poți replanta. Mă gândesc că și florile de ei sunt replantate. La flori e mai simplu. No. E metaforă, frățioare, pentru că aici casa există de prin secolul XIX. Proprietarul venit din Boemia, Wilhelm Müller, a transformat locul în adevărate grădini suspendate. Bun, el era exportator de flori, a participat la amenajarea parcului Cismigiu, a parcului din Sinaia. După aia, între războaie, tradiția s-a pierdut, iar de asta spun că a fost replantat. În 2003 a reînceput tradiția casei cu flori. Am văzut eu că pe site-ul casei cu flori scrie toate personalitățile care au trecut prin Timișoara s-au oprit aici, de la Boniem la prințul Radu Duda. De la Timișoara la Belgrad sunt vreo 120 de kilometri. Cum eram aici, ne-am gândit ce-ar fi să dăm o fugă peste graniță, să încercăm și vinul sârbesc. România bate Serbia la capitolul vechime de producători de vin. Dar țara vecină are podgoriile ei renumite, printre care una de seamă este Vârșeț. Dobar den, gospodine Poduralu. Dobar den. Vinsko bratvo je došlo u posetu porodičnoj vinare vinik da proba vino Vrjole. Cam adică suntem în Serbia, într-o cramă făcută cu bani câștigați în Irak și în Kuwait, dar vinurile nu sunt deloc războinice, iar Oliver aici prezent este chiar un pacifist. Why you have this recipient, beer recipient here? Well, we considered beer to be enemy drink. Okay. And that's why we are using this beer mugs in the case when you had too much wine or in the case you did not like what you have tried. Yeah. You can put it there. Okay, yes. Okay. That's why we have and, that. Why your wine is named Beaujolais? Any Beaujolais inspiration? Correct. Since this is the Vršac region, mm-hmm. That's why we gave this fantasy name Beaujolais, and we were inspired by Beaujolais. And the quality of the wines are the same. Fratia vinuli. Wine brother. Dobrodošli u našu porodičnu vinariju. Welcome to our family winery. Okay, Dobar... Dobrodošli. 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 Cheers. Trebuie să vă spun că vinul este foarte bun, pentru că nu este baricat, e un vin foarte direct, foarte plăcut. Very nice, very impressive, very straight wine. We are a small family winery, run by two families, and we are trying to make it in this like economic world, and there are many challenges, but there is lots of love for wine. To e vino tipa vermut. Vinăria vinic este patronată pe lângă tânărul Oliver de un cavaler al Sfântului Teodor. Împopoțonat cum se cuvine. Domnul Nicola Țuțuli. What are you doing here in this fancy costume? Ova odora označava pripadnost vinskom redu, u ovom slučaju banatskom vinskom redu Sveti Teodor, čiji sam ja predsjednik, ili kako se kaže to u našem žargonu, veliki majstor banatskog vinskog reda, Sveti Teodor. We the Romanians maybe sometimes we are afraid about you Serbians. Use your sword on the guests. Tačno, svako ko gleda našu ceremoniju prijema viteza kandidata u viteza vina može da vidi da mi koristimo i mač. Ali samo u onom trenutku kada promovišemo kandidata u viteza vina. Samo u tom trenutku te ceremonije, inače naše geslo je oružje dole, čaše gore. Ali nešto još interesantno da kažem, vino usne pretvara u osmeh. A osmeh je jedina kriva linija koja može u životu da ispravi mnoge stvari. Cavalerul era evident un talentat făcător de vinuri, dedicat băutor și degrabă organizator de jocuri de societate pe butoaie. Inițial ni s-a promis că după ce dansăm pe butoi vom primi o diplomă de boemi. N-a fost așa. Domnul Țuțuli
aș făcat o sticlă de vin de recolta proprie, pe numele de soi Fusta de Fată, și ne-a cocoțat în vârful dealului, în fața unei biserici, ca să admirăm vârșețul și să ne facem prieteni. Uite, ne-am întâlnit aici cu români din Serbia, care studiază în România. Care studiază în România, care au făcut ATF-ul în România. Mă rog. Aproape speram că vom putea părăsi teritoriul sârbesc când am aflat că gazdele noastre vor să consfințim prietenia sârbo-română printr-un Ionel Ionelule. Ionule, sunite tot nevale, cat moje uzne valile, svașta vrița Ionule. Euforia gazdelor se combinase cu tehnologia de ultimă generație, iar rezultatul probabil că l-au auzit și vecinii. Afară, noaptea se lăsase peste Vârșeț, iar în cramă se decernau diplome, document care atestau gradul de bună dispoziție de după petrecere. Doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor, frăția vinului se pregătește de noi degustări și de noi aventuri. Suntem la Vârșeț, în Banatul Sârbesc. Săptămâna viitoare ne revedem tot.